În zi de sărbătoare, târgoviștenii și-au început dimineața într-un mod sănătos, ieșind la alergat sau la plimbare cu bicicleta în parcul Chindia. Aceștia au profitat de soarele instalat pe cer și de zilele libere pentru bugetari, alegând un mod de odihnă activ. Un pic de sport și după aia acasă, cu familie. O plimbare, nu strică. Profitați de ziua liberă de Rusalii? Mă obligat, cum se vede. Cum o petreceți? Mă plimb, aici pe-n parc, până mă merg acasă. La acasă stau și fac o tablă, mai pe seară că răcoare seara la aer. De ce ați ieșit cu bicicleta? Da, bicicleta e viața mea, cu toate ca mașină, dar cu bicicleta plec la plimbare și în bifărâta oraș. Nu toți cetățenii au avut posibilitatea de a-și petrece mini-vacanța în afara județului, mergând la munte sau la mare, așa că au invadat parcurile din oraș. Profitați de ziua liberă de Rusalii? Da, da. În aer liber, cum... Da, da. Profitați de ziua liberă de Rusalii? Da, bine, așa obișnuiesc eu de obicei să ies pe afară. Păi am ieșit cu părinții la plimbare. Am crezut că o să le dau peștilor ceva de mâncare, dar văd că nu se ating de pâine. Stați de această zi liberă de Rusalii? Da. De atât. Da, da. Cum petreceți această zi? La plimbare în parc și prin oraș. Cu prieteni la întâlniri, la o cafea, la un suc. Cei care s-au bucurat cel mai mult de blândețea razelor de soare au fost copiii care au alergat fericiți pe aleile din parc. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni.